doresc doar să adaug câteva gânduri la cele care deja au fost prezentate. Cuvântul prezintă aceste adevăruri care sunt extrem de simple în formulare, dar extrem de profunde și consistente în conținut. La prima vedere, Apostolul Ioan are un limbaj limitat, un limbaj simplu, dar nu simplist, dar care are o profunzime deosebită. Și cuvântul spune, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. În lumea în care noi trăim, în general, există această tendință, mai ales când ești copil și poate nu ai acea maturitate, acea profunzime a lucrurilor, să spui ce bine ar fi fost să mă fi născut în familia X, în familia Y, ce bine ar fi fost și încep să visezi, poate să mă nasc pe știu eu ce continent sau în știu eu ce circumstanțe. Și în felul acesta, mergând pe calea aceasta a visării, intri într-o stare de complex personal. Biblia spune, dincolo de această proveniență noastră pe linie socială, există o proveniență unică pentru credincioși pe această filiație divină și anume, noi suntem toți născuți din Dumnezeu. Și când Dumnezeu pune același numitor comun la temelia vieții noastre, îți pui întrebarea, ce lucru ai, cum spunea Apostolul Pavel, ce lucru ai care te face deosebit? Atunci când oamenii au evaluări diferite față de semeni, în dragostea lor în mod special, în general se consideră mai superiori, se consideră mai, știu eu, mai merituoși, mai elevați și din cauza aceasta, pentru că se văd mai deosebiți, se văd mai importanți, sunt înclinați, conștienți sau nu, să subaprecieze pe cei din jurul lor. E bine, cuvântul lui Dumnezeu pune la temelia vieții noastre același numitor comun. Pune o piatră de temelie extraordinară și anume născuți din Dumnezeu și orice ar adăuga omul ca posibile diferențieri sunt aproape insignifiante, sunt nedecelabile față de prețul nespus de mare al sângelui Domnului Hristos. Iată deci un prim aspect. Când știi că ești născut din Dumnezeu, când știi că cerul te așteaptă, nu-ți mai faci niciun reproș, nu mai aspiri la alte chestiuni la care poate nu ai acces, pentru că înaintea lui Dumnezeu ceea ce dă greutate vieții noastre este acest aspect. Născut din Dumnezeu, este posibil înțelegerea aceasta, pe de o parte, ca Dumnezeu care este autorul acestei lucrări, prin Domnul Iisus Hristos, El a făcut lucrarea aceasta, Domnul Dumnezeu a acceptat prin învierea Fiului Său lucrarea de răscumpărare, ca fiind desăvârșită în contul nostru, dar de asemenea nașterea din Dumnezeu înseamnă că avem caracterul lui Dumnezeu. Avem această umblare după chipul Domnului Hristos, nu avem natura divinității sale, nici pe departe așa ceva, ci nașterea din Dumnezeu conferă omului credincios caracterul lui Dumnezeu. Desigur că nu într-o manieră plenară, absolută, desăvârșită, nici pe departe, ci este un caracter care ia ființă, se dezvoltă progresiv și trăsăturile morale ale lui Dumnezeu, dacă putem spune așa, prin creșterea în viața credinciosului, se regăsesc, devin mai vizibile, devin mai pregnante în viața sa. Aceasta înseamnă născut din Dumnezeu. Când copilul se naște, nu vezi foarte clar aceste trăsături, dar pe măsură ce el crește, evident că trăsăturile genetice ale părinților se vor regăsi în viața copilului, influențate într-o măsură mai mare sau mai mică de educația pe care copilul o are. Deci născut din Dumnezeu, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Și Apostolul Ioan subliniază încă o dată, credinciosul este chemat să reflecte, să manifeste caracterul lui Dumnezeu. De asemenea, aș face o mică revenire. Cuvântul spune în capitolul 2 că despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El cum v-a învățat ea. Apostolul Ioan prezintă această piatră de căpetenie, piatră de temelie și anume ungerea. Și el spune, voi ați primit ungerea și știți orice lucru.
este această claritate, acest discernământ în viața omului credincios în privința adevărurilor doctrinare fundamentale, și el nu are nevoie să-i se spună un adevăr că este așa sau invers, pentru că Duhul Sfânt îl luminează. Și mă refer, repet, la aceste adevăruri fundamentale ale mântuirii prin sângele Domnului Hristos. Și spune cuvântul: rămâneți în el, după cum v-a învățat ea. De asemenea, cuvântul se completează și spune: oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el. Și sămânța despre care vorbește Ioan este cuvântul lui Dumnezeu. Și Petru subliniază clar acest aspect, că prin această sămânță am fost născuți din nou, și anume prin cuvântul adevărului. Cu alte cuvinte, este această interrelație Duhul Sfânt, care reprezintă ungerea și care rămâne în noi, este sămânța cuvântului Dumnezeu care rămâne în noi, și după aceea spune cuvântul în capitolul 4, versetul 13, cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Este foarte interesant această abordare, pentru că dacă ne uităm la versetul 27 și voi reveni la capitolul 5, din capitolul 2, cuvântul parcă lasă un pic în suspans, aparent, poate lăsa aparent o umbră de nesiguranță în viața credinciosului, și spune: rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Și continuă această ancoră în viața credinciosului și spune mai departe: cunoaștem că rămânem în El, în versetul 13, capitolul 4, și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Este într-adevăr copleșitor să vedem ce anvergură are lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. Este Duhul Sfânt care a început lucrarea aceasta în noi prin pocăință și credință. Este Duhul Sfânt care dezvoltă caracterul Domnului Hristos în noi și este Duhul Sfânt care va finaliza această lucrare în viața omului credincios. Totul este circumscris lucrării Duhului Sfânt și Biblia spune că ungerea aceasta rămâne în noi. Și dacă ungerea aceasta rămâne în noi, credinciosul are această ancoră extraordinară. Cuvântul prezintă un aspect pe care doresc să-l subliniez și pe care fratele Mircea l-a spus deja. Spune cuvântul în versetul 3, capitolul 5, și poruncile lui nu sunt grele. Se pune întrebarea: când devine o poruncă grea? Când devine cuvântul greu pentru viața unui credincios? E bine, dacă te uiți la un copilaș și îi dai să care o sacoșă de 5 kg și el este necrescut, este un pic rachitic, un pic plăpând, greutatea aceea va fi mare pentru el. Pune însă un adult să care o sacoșă de 5 kg și mai ales dacă are o masă musculară mai bine reprezentată, pentru el va fi un fleac. Și aș spune cât de dificil este cuvântul în a-l trăi în viață, pentru a-ți spune cât de crescut ești spiritual. Problema greutății cuvântului nu este în el însuși, pentru că Biblia a statuat clar acest aspect: poruncile lui nu sunt grele. Dacă eu le percep ca fiind dificile sau dificil de trăit în viață, problema este la mine și acesta este un indiciu că nu sunt crescut spiritual, că nu am acea creștere prin cuvântul lui Dumnezeu și ascultare de cuvânt, nu am acea înălțime care tinde spre înălțimea staturii Domnului Hristos. De aceea, dacă în viața noastră poate exista această mentalitate și anume să spunem: Doamne, este greu, Doamne, este imposibil, Doamne, mi-e peste puteri, nu, cerința lui Dumnezeu este cauza, problema este la noi. Și anume, cât de mult noi am crescut, cât de mult ne-am întărit în Domnul și în puterea tăriei Lui, pentru că atunci, evident, și poruncile acestea nu vor părea grele. Un alt aspect pe care doresc să-l punctez, referitor la poruncile Domnului Hristos, se spune despre astronauții care au plecat în spațiu, este un lucru real acesta, când au ajuns acolo, aici pe lumea, pe Terra, este foarte simplu: ai o farfurie, o pui cu grijă să nu se spargă, ai un creion, nu-l lași, îl pui frumușel la locul lor, ești atent pentru că te confrunți cu gravitația și este normal să fie așa. E bine, când ei au ajuns în spațiu, în imponderabilitate, au constatat, bineînțeles, că puteau lăsa o farfurioară și ea rămânea în aer, puteau lăsa un pic și luau tot de acolo. Și în momentul în care au revenit pe Terra, a apărut o problemă. A apărut o problemă și în bucătărie. Farfuria nu mai rămânea unde o lăsau, ci culmea, se spărgea și se mirau: de ce se sparge, domne, farfuria asta? Nici pixul nu mai rămânea unde îl puneau și el cădea. Este indirect un aspect pe care doresc să-l subliniez. Apostolul Pavel spune: legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții.
Iar Domnul Hristos spunea, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. În spațiu, orice greutate, o tonă, este foarte ușoară. Este imponderabilitate. Greutatea nu există, masa nu există, pentru că G-ul este zero. Și în viața credinciosului, cu cât este el mai lipit de pământ, cu cât este mai firesc, cu cât este mai înclinat spre capriciile vieții sale, cu atât va fi atras pe pământ și poruncile lui Dumnezeu îi se vor părea foarte grele. Este dificil să ai pace, este dificil să iubești, este dificil să stai liniștit, este dificil să fii îndurător, este dificil orice îi cer unui credincios să facă. De ce? Pentru că legea Duhului de viață, această forță divină, nu l-a atras spre ceruri, nu i-a dat această plăcere în a se regăsi în cele cerești. Observați dumneavoastră și revin la acest aspect, dacă cu inima noi suntem atrași spre cer, dacă în ființa noastră cerul este aproape și nu pământul, poruncile lui nu sunt grele. Trăim în această sferă cerească, metaforic vorbind, unde este imponderabilitate sub aspectul dificultății și poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Spunea fratele Mircea despre acest aspect, și anume, dacă știi că o poruncă este spre binele tău, nu este grea. Cel rău totdeauna va încerca să inducă o mentalitate greșită în viața credinciosului, și dacă o induce greșit, are toate premisele să câștige biruința. Ce vreau să spun cu aceasta? Va încerca cel rău să-i spună, este imposibil, nu încerca, toți sunt la fel. Toți sunt la fel. E o aparență, o coajă, dar în realitate să știi că toți sunt la fel. Și tu, cum ești tu, așa sunt și toți. O consolare falsă, înșelătoare, care vine și leagă cu ușurință rana poporului. Dar nu este realitatea aceasta. Pentru că, bineînțeles că nu sunt toți la fel. Și spuneam că mentalitatea celui rău este aceasta, nu vei putea, este descurajare din capul locului, este războiul psihologic. Războiul astăzi se duce pe planul acesta militar strategic, dar mai ales războiul psihologic, să induci o stare de teamă adversarului, o stare de neputință, o stare de superioritate. Se spune despre americani, de exemplu, că în Air Force One, avionul care zboară președintele Statelor Unite, au niște sisteme extraordinare de apărare antirachetă, antitero, dar nu le divulgă tocmai pentru a insufla acest sentiment de teamă, de incertitudine, că nu știi ce au dezvoltat ei acolo și mai bine nu te încumeți să ataci Air Force One. Cam aceasta este ideea și în viața omului credincios. Biblia dezvoltă în viața noastră acest sentiment, această mentalitate creștină, și anume, ești biruitor și poruncile lui nu sunt grele. Și dacă din capul locului plecăm cu această convingere la nivel mental, și anume, înaintea lui Dumnezeu se poate, cel rău va spune, nu se poate. Dar credinciosul va spune, se poate. Pentru că dacă cel rău a încercat și a câștigat pe plan psihologic, mental, să-mi inducă ideea neputinței, acest status quo de resemnare, de faliment, atunci n-am nicio șansă să progresez în viață. De aceea am subliniat acest aspect pentru a vedea de ce poruncile lui nu sunt grele. Și repet, dacă în viața de credință ele par și sunt dificil de împlinit, problema nu este în poruncile Domnului Hristos, ci problema este în creșterea noastră spirituală, pe de o parte, și un loc al Scripturii spune cum este omul, așa este și puterea lui, iar pe de altă parte, în cât de aproape suntem de cer. Și Efeseni spune Apostolul Pavel că suntem în locurile cerești în Hristos. Este această trăire a credinciosului în locurile cerești în Domnul Hristos. Spune cuvântul că și dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Dragostea de Dumnezeu. Este atât de ușor să afirmi că îl iubești pe Dumnezeu. Este foarte ușor. Cineva spunea, a fost invitat la un post de televiziune, un credincios, și directorul apostolului a pus întrebarea aceasta: cum definiți Biblia? Scurt, cum o definiți? Să definești Biblia, o problemă, adică e complex. Și fratele a spus, un om la o vârstă venerabilă, Biblia este cea mai lungă scrisoare de dragoste din partea lui Dumnezeu adresată omului. Paradoxul este că omul aclamă dragostea de Dumnezeu, dar nu citește scrisoarea lui de dragoste. Cum ar fi, de exemplu, să spui că iubești un băiat sau iubești o fată și îți trimite o scrisoare și tu să spui, ignorant, nu mă interesează, să o arunci undeva în coș. Aceea nu înseamnă nici pe departe dragoste. Dar oamenii astăzi spun că au credință în Dumnezeu, spun că îl iubesc pe Dumnezeu, și totuși această scrisoare de dragoste, cea mai lungă scrisă vreodată, care arată dimensiunea iubirii Domnului Hristos, când iubești mult, ai multe cuvinte de spus. Și veșnicia nu va fi suficientă să descopere dragostea Domnului Hristos pe care a avut-o și o are pentru noi. Ne-a prezentat-o parțial în Scriptură, cea mai lungă scrisoare de dragoste, și ne va
descoperi în plinătatea ei în veșnicie dragostea lui care întrece orice pricepere. Și acea pricepere, cu siguranță, va fi dincolo în veșnicie. De aceea, repet acest aspect și s-a subliniat și mai devreme, nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu sau nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu și în același timp cuvântul lui Dumnezeu să fie necunoscut, să fie neaprofundat, să fie ignorat. Și așa ceva nu se poate, pentru că dragostea, repet, înseamnă să citești această scrisoare de dragoste pe care el a adresat-o omului. Cuvântul spune, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința voastră. Cum să biruiești lumea? Tu ca om credincios nu poți să te lupți cu un sistem păcătos. N-ai cum să faci așa ceva. Omul credincios poate să fie un biruitor în măsura în care este lumină în întuneric. Nu poți să biruiești întunericul. Întunericul se poate birui doar aprinzând o lumină. Și biruința omului credincios în lumea aceasta, în esență, înseamnă să fie o lumină unde Dumnezeu l-a pus. Există trei posibile biruințe în viața credinciosului. Este, pe de o parte, biruința pe care o vedem în istoria poporului Israel, când au intrat în țara Canaan. Cuvântul spune că prima cetate pe care au cucerit-o a fost Ierihonul. Dar nu s-au luptat izraeliții cu zidurile Ierihonului, nu s-au luptat cu cei din Ierihon, nici pe departe așa ceva, ci ei, în tăcere, în liniște, au înconjurat cetatea. Și după aceea, în ultima zi, după ce au înconjurat-o de mai multe ori, au sunat din trâmbițe și zidurile ce au făcut s-au prăbușit. Este atât de greu să biruiești prin argumente personale, prin logică personală, prin fel știu eu ce clinciuri de discuții care n-au poate nicio finalitate. Dumnezeu ne cheamă la o singură atitudine, și anume să fii lumină, să stai liniștit și să suni din trâmbiță. Și trâmbița, în esență, este o viață care îl mărturisește pe el. Când izraeliții au plecat spre Marea Roșie și faraonul îi urmărea, cum să te lupți cu faraon? N-aveau nicio șansă izraeliții să lupte împotriva lui faraon. Și Biblia spune, Moise le-a spus un singur lucru, stați liniștiți și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul. Într-o lume care se frământă, într-o lume care se agită, parcă cel mai dificil lucru este să stai liniștit. Este parcă să-ți regăsești echilibrul și liniștea. Și totuși, acesta este fundamentul de la care pleacă biruința credinciosului, și anume o pace lăuntrică, un echilibru lăuntric, o liniște care să fie ca o piatră în viața lui. Mai departe, al doilea aspect, spuneam că este Ierihonul și acesta înseamnă biruința pe care Domnul Hristos a câștigat-o pentru noi pe crucea Golgotei, dar ulterior apare cetatea Ai. Apare mărunțișul Ai, spunem noi. Dar mărunțișul Ai le-a creat evreilor mari hachițe, mari probleme. Credincioșii pot spune, Doamne, eu am biruit lumea, Doamne, prin sângele Tău, Doamne, sunt o mărturie, cum pot, prin sângele Tău, prin puterea Ta, dar vine către o cetate de-asta mică de tot și zici, ai, insignifiant, asta e la degetul mic, asta o rezolvi imediat și culmea, aia, știți cum este, buturuga mică răstoarnă carul mare, exact o chestie mică se aduce cele mai mari necazuri. Și paradoxul este că în viață nu Ierihonul creează cele mai mari probleme, pentru că Dumnezeu ne-a dat biruința, ci aiul. Aceste cetăți ai, ele creează cele mai mari probleme. Pentru că în viața curentă, dacă ar fi să cerni toate problemele, ai vedea că ciurul este foarte mic. Și că, într-adevăr, în ciur nu rămâne aproape, cum să vă spun, adică sunt numai aspecte mici, care, în esență, vulpile astea mici strică viile în floare. Cetatea aia, au zis evreii, nu contează. No, asta o rezolvăm repede. Și cetatea aia a fost o mare problemă, pentru că în mijlocul lui Israel era o problemă nerezolvată. Iar ulterior mai apare o problemă, o biruință la care erau chemați evrei, și anume gabaoniții, al treilea aspect, și anume viclenia celui rău, înșelăciunea. Vine cel rău și încearcă să-i inducă în viața credinciosului această coabitare. Ai compromisul cu ce e lumea aceasta, pentru că acest compromis nu e chiar atât de rău, Domnule. Mai are și laturi benefice, mai are și beneficii. Nu trebuie să vezi totul așa în gust și așa de alb sau negru. Mai fi și mai tolerant și mai flexibil în viață. Ăștia sunt gabaoniți. Gabaoniții care încearcă, ei știu că n-au nicio șansă, ei știu că sunt intruși în Israel. Ei știu că pentru ei sentința era să fie distruși, dar prin viclenie încearcă să trăiască în mijlocul lui Israel și să
arate că pot fi un beneficiu pentru Israel, dar porunca lui Dumnezeu nu era ca acești gabauniți să locuiască în mijlocul lui Israel, ci a fost o înșelăciune. Iată trei aspecte de biruință în viața noastră. Biruința fără luptă, pe care Domnul Hristos a câștigat-o în ce privește intrarea în țara Canaan, intrarea pe terenul mântuirii, mărunțișurile care sunt 99% din viața noastră, și dacă am biruit noi aceste cetăți ai prin puterea lui Dumnezeu și le-am tratat cu adevărata importanță pe care o au, viața credinciosului ar fi atât de frumoasă, ar fi atât de bucuroasă. Și al treilea aspect este înșelăciunea. Te apropii de tânăr și spui, măi, ce ești așa de îngust? Chestia asta merge și în viața de credință. Anturajul ăsta merge și în viața de credință. Practica asta merge, uite și melodia asta, nu e chiar așa de rea. Las-o și pe asta că te mai destinde un pic. Și vine înșelăciunea. Și cum spune Apostolul Pamateu, ca nu cumva șarpele care a măgit pe Eva cu vicleșugul lui să nu vă strice de la curăția față de Domnul Hristos. Și vicleșugul acesta al gabauniților este prezent. Și nimeni nu este scutit de așa ceva. În a accepta, în a nu fi conștient de lucruri care aparțin lumii, pe care le tolerăm în viață și ni se par benefice și în realitate subminează viața noastră. Aceasta este într-adevăr cruda realitate. Spuneam și dimineață despre gândul acesta al frimiturilor. Era studiul acesta frumos despre femeia aceasta siro-feniciană și ea spunea, Doamne, și câinii se satură cu frimiturile care cad la masa stăpânilor lor. Și ea venise să își vindece fiica. Și ea spunea, Doamne, eu am nevoie doar de frimiturul acesta. Pentru mine, tu ești atât de mare. Lucrarea ta pentru mine este o frimitură, este un nimic. Dar pentru tine este un nimic, dar pentru mine contează atât de mult. Eu mă satur, Doamne, cu frimiturul acesta. Și credincioși, și repet, dacă ar fi atenți la detalii și ne includem toți aici, viața s-ar transforma fundamental, pentru că dacă ne gândim că Domnul Hristos a mulțit pâinile, a spus, strângeți toate frimiturile, strângeți-le. Și dacă ai strânge toate bucuriile în viață, dacă ai strânge toate detaliile în viață, toate momentele în care Domnul ne-a dat binecuvântarea, am avea un ospăț necurmat. Oamenii vor doar bucăți mari de pâine, dar astea nu sunt totdeauna. Viața de credință este viață din detalii, viață din frimituri, viață în care îți aduce aminte de binecuvântările Domnului și de asemenea trăiești și guști binecuvântările Domnului în detaliu. Cineva spunea despre un copil care era într-o familie de bogată și tatăl i-a spus, ei, uite, copilule, știi, tu ai cam multe, ai toate condițiile, trăiești într-o casă frumoasă, nu știu ce, hai să te duc la țară să vezi cum trăiesc și oamenii pe acolo. Și ca să vezi și să înveți cât de sărac poți fi și să apreciezi bogăția. Și s-a dus copilul la țară și s-a bucurat, s-a simțit bine, când se întoarce, îi zice tatăl, ei, ai învățat, ai văzut că poți fi sărac? Nu, tată, am văzut cât de bogat pot fi. Am văzut că la țară limita casei mele este orizontul, am văzut că acoperișul casei mele este cerul, am văzut ce libertate am și ce lipsit de griji sunt, am văzut, tată, cât de bogat pot fi. Și mi-am dat seama cât de adevărat este lucrul acesta. Și anume să înțelegem cât de bogați putem fi în chestiuni care pot fi ignorate în viață, dar care cumulate se strâng într-un coș de frimituri care sunt un ospăț necurmat. Drama este că noi aruncăm frimiturile și vrem bucățile de pâine. E, Domnul zice, ia frimiturile, pune-le în coș. Trăiește prin ele, prin detalii și atunci vei fi un om credincios cu adevărat. De aceea am vrut să subliniez aceste aspecte și închei cu gândul acesta. Cuvântul spune, dragostea cu care Domnul Hristos ne-a iubit, noi suntem datori să ne iubim unii pe alții, este acest triunghi isoscel în viață. Dumnezeu ne iubește cu o dimensiune a dragostei sale și noi suntem datori să arătăm aceeași dimensiune a dragostei sale față de cel de lângă noi. Cum problema este că dacă noi, de exemplu, modificăm geometria cerului și spunem, Doamne, eu sunt mai drept și vrem noi să ne punem mai vertical pe triunghiul acesta și ne punem mai drept pe triunghiul acesta, avem impresia că fratele se depărtează, dar paradoxal, ipotenuza, dragostea lui Dumnezeu față de frate crește. Noi, de multe ori, suntem pe punctul acesta și dacă înțelegem, chiar dacă suntem poate privați de dragostea unui frate și poate nu o primim așa cum poate ne-am dorit eu sau poate am merita-o, nu știu cum să spun, să nu uităm că Dumnezeu totdeauna compensează. Dumnezeu a spus triunghi echilateral și chiar dacă omul vrea să modifice geometria aceasta, Dumnezeu totdeauna va compensa din dragostea lui. Ceea ce în viață vine cu minusuri pe o parte, Dumnezeu dă plusuri din belșug pe altă parte. Noi vedem de multe ori latura mică a triunghiului, dar vedem noi că atunci când triunghiul la bază se îngustează, ipotenuza din partea lui Dumnezeu crește. Aceasta este frumusețea harului lui Dumnezeu, să treci prin credință și să înțelegi că acolo unde, știu eu, o catenă este mică, Dumnezeu lărgește ipotenuza pentru slava sa. Amin. Amin.